Salutare, dragul meu, Taur, și bine te-am găsit la citirea ta. Această citire este pentru luna mai și este dedicată, bineînțeles, tuturor celor care au soarele, luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Să nu uităm că în semnul tău s-au întâlnit Jupiter și Uranus, așa că sunt sigur că lucrurile încep să-ți meargă foarte bine, pentru că vorbim despre o conjuncție dintre cele două planete. Și este o oportunitate extrem de frumoasă pentru tine să faci lucruri noi, să lansezi noi proiecte, pentru că vorbim despre un ciclu nou de 14 ani, așa că ai foarte mare grijă ce faci cu resursele tale. Bun, înainte de a începe această citire, vreau să-ți transmit faptul că este o citire generală. Este bazată pe energia colectivă, așadar mesajele nu se vor potrivi tuturor. Ia de aici doar ceea ce îți servește ție. Este o îndrumare, este o ghidare pentru tine, nimic mai mult. Bun, mesaje importante pentru cei din semnul Taurului. Îți voi extrage un mesaj al îngerilor. Mulțumesc! Mesajul tău vine de la Serefina. Se întâmplă minune aici, la Taur. Sunt îngerul familiilor. În familia ta va avea loc o schimbare fericită sau familia se va mări. Wow! Cine știe, poate te însori, te măriți în următoarea perioadă, poate l-ai găsit pe făt frumos sau pe zâna minunată. Putem vorbi și despre un partener aici. De ce nu? Dar mi se pare că în următoarea perioadă Taurul va fi foarte mult cu familia. Și simt să-ți mai iau un mesaj aici. Mă simt ghidat să fac treaba asta, pentru că pentru Taur simt că este o perioadă melancolică cumva. Îți faci așa o recapitulare a tuturor evenimentelor ce au fost în viața ta. Încerci încă să înțelegi anumite lucruri, de ce s-au întâmplat, dar îți repet, acum s-a deschis o poartă atât de mare pentru tine și o cărare atât de frumoasă pentru tine, încât trebuie să profiți de chestia asta, trebuie să profiți de această conjuncție, da? Pentru că se vor schimba foarte multe lucruri în felul în care tu le-ai gândit până în acest moment. Următorul mesaj este de la Sonia. Iată. Și spune așa: îți aduc un mesaj de la o persoană iubită care a murit. Sunt fericit, liniștit și te iubesc tare mult. Te rog să nu-ți faci griji în privința mea. Exact cum ți-am spus, cred că în această perioadă Taurul își recapitulează niște evenimente și mai mult decât niciodată simt că tu te-ai rupt de cineva, ai fost așa într-o relație extrem de grea. Sau mai sunt și celelalte persoane care, din păcate, nu au găsit o persoană lângă care să stea, dar începând cu luna mai, Taurul este foarte concentrat pe grija lui. Mi se pare că ai fost foarte preocupat sau ai avut foarte multe responsabilități în ceea ce îi privește pe ceilalți. A trebuit să te descurci, a trebuit tu să fii cel care găsește soluții și așa mai departe. Însă vine acum un moment în care eu cred că te oprești din toată această grijă excesivă și începi să ai grijă și de tine. Ce mai simt aici la semnul zodiacal al Taurului este faptul că dacă vorbim despre un cuplu sau dacă vorbim despre o familie, aici se vor produce schimbări. Adică sunt și Tauri care nu se mai simt bine acolo unde sunt ei. Își văd partenerul diferit, își văd partenerul sub o altă lumină și este foarte posibil ca în următoarea perioadă Taurul să ia niște decizii radicale. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem care sunt și celelalte mesaje. Voi extrage câteva cărți din tarotul angelic de data aceasta. Mulțumesc! Wow! Mulțumesc! Ok. Bun. Da, Taurul vrea să schimbe tactica.
vrea să schimbe tactica și, deși pe undeva ți este greu, știi, pentru că și tu ești un semn zodiacal al confortului până la urmă și te obișnuiești foarte repede cu acest confort, oricare dintre noi cred că facem asta, la baza pachetului avem acest 4 de monede ce arată faptul că ai stagnat suficient, ai stat suficient și până acum în această etapă ai făcut suficient, însă de acum încolo este momentul să schimbi, așa cum îți spuneam, strategia. Vorbim aici despre mai multă precauție în ceea ce privește banul și situația financiară, decizii legate de business, de deschiderea unui business sau de update-ul unui business care sunt foarte, foarte bune și mai avem aici dăruirea, nu știu, unui suport, unui ajutor către cei care sunt mai puțin norocoși, da? Ok, dragul meu Taur, așa cum ți-am spus, eu cred că, bineînțeles, la tine să știi că atârnă foarte mult și această conjuncție dintre Jupiter și Uranus și se schimbă foarte mult viața ta, să știi. Vorbim despre niște cărți care sunt life experiencing, adică treci într-o nouă experiență de viață și trăiești o nouă experiență de viață. Este un nou capitol pentru tine care se deschide în față, da? Avem și protecția Arhanghelului Mihail aici, avem Arcana Majoră, Lumea. Asta înseamnă că ai încheiat cu bine, cu brio, un capitol. Asta înseamnă, ce spuneam mai devreme, faptul că este foarte posibil în următoarea perioadă să iei niște decizii radicale. S-ar putea ca partenerul sau partenera ta să creadă că această decizie a venit peste noapte, însă nu a fost așa. Tu ai gândit de mult timp acest lucru. Avem Arhanghelul Camuel și Lumea, Arhanghelul Mihail. Amândoi, să știi că vorbesc despre un eveniment în viața ta significator, adică un eveniment care va schimba foarte mult cursul pe care tu ai crezut că îl ai până în acest moment. Life Experiencing și The World. Două cărți foarte puternice. Și uite, o să-ți mai citesc, de exemplu, mesajele de pe card. A job well done, joy, contentment and gratitude. The path toward enlightenment. Și apoi avem a significant life event, a powerful revelation that leads to change. Time to spread your wings. Deci este momentul să zbori. Este momentul să zbori către acele tărâmuri pe care tu ți le dorești, pe care tu ți le-ai imaginat. Următoarele cărți în poziția ta, 3 de monede și acest 9 de spade, urmează o perioadă destul de challenging pe partea profesională sau pe partea studiului. Poate ai examene de dat, poate ai ceva teste de dat acolo și te solicită destul de mult din punct de vedere mental. S-ar putea să fii destul de obosit în luna mai. Și ce mai simt aici pentru unii dintre voi este faptul că doriți într-adevăr să aduceți ceva nou acolo, doriți în businessul vostru sau în jobul vostru să faceți mai mult, s-ar putea să vi se ofere mai multe responsabilități, task-uri și bineînțeles că vreți să vă ridicați la așteptările respective. Luna mai pentru tine este o lună, să o spun așa, în care te vei solicita pe tine destul de mult ca să-ți iasă planul ăla, ca să-ți iasă business-ul ăla. 3 de monede și 9 de spade. Dar lucrurile vor fi foarte bune pentru tine. Adică se vor termina cu bine. Solicitare până la urmă, creativitate, tu îți dorești foarte mult să fii recunoscut pentru ceea ce faci, îți dorești foarte mult să-ți dovedești tu ție niște lucruri și atunci normal că vei trage destul de mult de tine, indiferent de planul pe care l-ai și indiferent de așteptările pe care le ai, ia totuși în considerare și este sănătos să iei în considerare și eventuale pierderi acolo, da? Cineva se mai și gândește la această schimbare în cuplu. Nu știu de ce simt asta, simt că o persoană nu mai este mulțumită de partener sau nu știu, vrea să plece, vrea să părăsească familia sau cuplul respectiv și este foarte posibil să nu te poți odihni din cauza acestui lucru. Următoarele cărți,
Regina de cupe și un șapte de spade. Ai încredere în intuiția ta, ai grijă de oamenii dragi și acest șapte de spade arată anumite planuri pe care tu le ai, ce necesită revizuire, necesită mai multă introspecție, să te gândești mai mult la ele înainte de a acționa, da? Pune-le pe foaie, încearcă să pui în balanță și plusurile și minusurile, pentru că te afli totuși încă în energia asta a reginei de cupe și asta înseamnă pentru tine multă emoție, adică sistemul tău emoțional este deja supra-solicitat, s-ar putea ca și sistemul nervos să fie supra-solicitat pentru că treci printr-o perioadă de decizii majore. Fie că vorbim despre viața ta personală sau viața profesională, dar tind să cred că sunt amândouă acum. S-au pus așa pe capul tău, amândouă domenii. Bun, hai să vedem, The Love Cross. Despre iubire. Dacă te afli într-o relație complicată, dacă nu știi ce să faci în această relație, pentru tine este această citire. La baza pachetului avem Cavalerul de Spade, dar avem și Marea Preoteasă și mai este și un 4 de spade. Aici cred că vorbim despre niște secrete. Sunt niște secrete pe care cineva le ține foarte bine, fie că ești tu în această energie, fie că este partenerul, dar chestia asta se întâmplă în relația voastră. Deci, repet, această citire este pentru cei care au o relație complicată, dar se află într-o relație complicată. Nu dacă ești ok, dacă ești bine. Cineva nu se simte în siguranță aici, se simte singur, se simte părăsit, simte că nu mai poate să îndure toată situația asta. Și mai sunt aici niște secrete, mai sunt niște lucruri care nu s-au spus. Apoi, dacă vorbim despre outcome-ul acestei relații, ceea ce eu cred că aici a mai fost vorba despre niște plecări, despre niște împăcări totodată, însă, dragul meu Taur, cred că este momentul pentru tine în a decide care este drumul tău sau ce anume te face pe tine cu adevărat fericit. Pentru că mai ai cam până în luna iulie timp în care să înțelegi ceva despre ceea ce trăiești în această relație. Mi se pare că s-au amânat niște lucruri destul de mult. S-ar putea să fie vorba despre o călătorie, s-ar putea să fie vorba despre o mutare și cineva își dorește foarte mult controlul acestei relații. Avem faetonul, da? O decizie pe care crede-mă că nu vei putea amâna. Vorbim și despre luna a șaptea acolo și avem arcana majoră, moartea, steaua și regele de cupe. Wow! Vezi tu, aici este o chestiune care ține de adevăr. Adică adevărul trebuie privit în față, adevărul trebuie discutat cu partenerul sau cu partenera ta, pentru că până nu faci acest lucru, nu o să vă fie bine niciunuia dintre voi. Steaua reprezintă adevărul, reprezintă descoperirea. Faptul că ai și moartea aici, asta înseamnă pentru tine că trebuie să faci pace în primul și în primul rând cu niște lucruri din sufletul tău, pentru că acum ești așa, în două ore te schimbi, s-ar putea ca și partenerul sau partenera să nu mai înțeleagă nimic. Este un moment decisiv pentru tine, dragul meu Taur, în care în primul și în primul rând ai nevoie să te privești pe tine și să nu judești partenerul sau partenera, ci încearcă să te pui și în pielea persoanei pe care tu susții că o iubești sau pe care susții că ți-o dorești. Îți voi extrage totuși o clarificare pentru moartea. Șase de monede.
Ok. Da. Bun. Moartea și șase de monede. Schimbare. Schimbare și cineva ajunge la capătul răbdării aici, pentru că vorbim despre generozitate. Deci cineva a oferit prea multe șanse în această relație. Cineva a dat prea mult. Cineva a dat mult mai mult decât celălalt. Și deși în orice relație se întâmplă asta până la urmă, dar aici dezechilibrul este unul destul de mare. Și am mai spus-o și o repet, că în momentul în care într-o relație cineva oferă în continuu, fie că sunt șanse, deși și acolo este un mare semn de întrebare, de ce trebuie să oferi atât de multe șanse, adică de ce trebuie să ajungi în punctul în care să oferi de fiecare dată o șansă acelei persoane și șansele astea sunt epuizabile. Însă în momentul în care unul dintre cei doi primește foarte mult și primește de fiecare dată, o să se simtă îngreunat de ceea ce primește. Celălalt se golește, iar celălalt pur și simplu se umple, ca să spunem așa, da? Există un dezechilibru aici. Nu putem de cele mai multe ori să primim exact atât cât oferim, dar trebuie să existe totuși o balanță acolo. Mi se pare că această balanță a fost total răsturnată și unul dintre voi doi va lua o decizie în următoarea perioadă cu privire la această relație. Și ce este cel mai deranjant este că aici există secrete. Deci ori nu v-ați povestit niște lucruri, ori trecutul vi l-ați ascuns, ați crezut că ați rezolvat niște lucruri din trecutul vostru, dar nu a fost așa și iată că ele acum vă mănâncă pe viu, ca să spunem așa. Discutați și încercați să faceți în așa fel încât să ajungeți la liniștea voastră, indiferent care ar fi decizia care v-ar duce către această liniște. Dragii mei tauri, aceasta a fost citirea pentru luna mai. Vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și să aveți foarte mare grijă de voi. La revedere!